Veste bună și pentru cei care au credite în euro. Leul s-a apreciat din nou. Cursul BNR a fost fixat astăzi la 4,40 de lei pe euro. Cursul BNR de astăzi este cu 0,2 bani mai redus față de cel anunțat în ședința precedentă de 4,41 lei pentru un euro. Pentru dolarul american, Banca Centrală a anunțat un curs BNR în creștere cu 1,2 bani, de la 3,36 de lei per dolar la 3,37 de lei per dolar. Rata de referință pentru francul elvețian a scăzut ușor, de la 3,64 de lei și 74 de unități per franc la 3,64 de lei și 65 de unități per franc. În sesiunea precedentă, cursul BNR, leu franc elvețian s-a situat la minimul din 27 aprilie 2012, data la care francul a fost cotat la 3,64 de lei și 16 unități.